Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Arhetipuri, mituri, simboluri și ritualuri șamanice. Astăzi vom vorbi despre Calea Șamanului, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald, Calea Șamanului, un ghid pentru putere și vindecare de Michael Harner, în traducerea lui Marian Stan. Și alături de noi este Ana Maria Ștefănescu, terapeut transpersonal, dream teacher. Și foarte pe scurt câteva din formările ei, terapeut transpersonal, consilier pentru dezvoltare personală, prin artă și formator la drumul spre centru. A studiat transpersonal therapies la Asociația de Terapii Transpersonale din România. De asemenea, a studiat Masterclass for Teachers of Active Dreaming la Robert Moss School of Active Dreaming. Iată, Ana Maria Ștefănescu. Aș începe discuția noastră despre această minunată carte, putem spune, Calea Șamanului de Michael Harner. Ce este de fapt șamanismul și care este rolul șamanului în comunitate? Pentru că în această carte Michael Harner, un vestit, de altfel, antropolog, vorbește și despre plante, vorbește despre starea modificată sau starea alterată, cum se mai spune, de conștiință. De asemenea, vorbește despre reconectarea omului cu natura, despre cele patru elemente, apă, foc, pământ, aer, de asemenea despre animalele de putere. Deci, ce este șamanismul și care este rolul șamanului în comunitate? Bine te găsesc și vă găsesc. Așa, pe scurt, cred că aș putea să spun că șamanismul este o înțelepciune străveche a acestei planete, care acum este redescoperită, acum de câțiva zeci de ani, de fapt. În sensul în care oamenii își aduc aminte de cât de important este să fie conectați la înțelepciunea pământului, la înțelepciunea plantelor, la înțelepciunea tuturor ființelor, de fapt. Iar rolul șamanului este unul complex, din vremuri străvechi, nu de acum, evident. Rolul șamanului a fost unul de vindecare, de aducere împreună, de comuniune, de creare de comunitate sănătoasă. Are și un rol de vizionar sau de visător. Și nu în ultimul rând, un rol foarte important, mi se pare mie, pentru vremurile pe care le trăim acum, acela de aducător aminte de cât de important este ecologia. Și modul sănătos, ecologic, vorbind de a trăi, de fapt. Și ne face să ne punem întrebări legate de cum tratăm planeta, cum am tratat-o până acum și ce putem face altfel. Faptul că planeta este până la urmă casa noastră și nu este chiar un izvor inepuizabil de resurse, că și aceste resurse sunt limitate și ca să ne fie bine și să le fie bine generațiilor care vin după noi, ar cam trebui să avem grijă de aceste resurse. Da, așa este. Șamanismul în general și șamanul este cel care ne aduce aminte inclusiv de lucrurile astea. Așa că revin la ce am spus la început, șamanismul are legătură cu o înțelepciune străveche și în același timp cu un mod diferit de a privi lumea. Cumva pe undeva șamanismul și descoperirile științifice recente, și vorbesc despre fizica cuantică și nu numai, au început să se întâlnească. Și oamenii au început să devină conștienți sau să redevină conștienți, de fapt, că realitatea asta pe care o cunoșteam până acum nu este singura realitate. Și că sănătatea sau lipsa sănătății, de orice fel,
are legătură și cu această viziune asupra realității sau realităților și cu modul ăsta de a privi lumea și universul în general. Ce anume, hai să spunem, te-a impresionat la această carte și de ce l-am recomandat noi cititorilor Herald, pasionați de tot ceea ce înseamnă mituri, simboluri, ritualuri șamanice? De ce l-am recomandat pe Michael Harner cu cartea sa Calea Șamanului? Chiar la un moment dat, celebrul cercetător și om de știință, dacă tot vorbim despre, sau am amintit puțin mai devreme despre psihologia transpersonală, celebrul Stanislav Grof vorbea despre Michael Harner că nu este doar un antropolog, și că este un autentic șaman alb. Da, pentru că șamanismul este o cale a explorării și a experienței directe. Și dacă mă gândesc la ce m-a impresionat cel mai tare la cartea asta, recitind-o săptămâna trecută, mi-am dat seama, adică mi-am adus aminte de propriile mele călătorii în jungla amazoniană. Și cumva mi-am dat seama de felul în care experiența asta directă și contactul direct cu oamenii care au învățat direct de la plante, cum spun ei, este foarte, foarte important. Acum, vorbind așa, în general, pentru vestici, și aici mă includ, evident, poate fi foarte greu să înțeleagă cum adică oamenii pot trece prin astfel de experiențe. Așa că Stanislav Grof are dreptate că nu este numai un antropolog, ci este un explorator și cineva care a experimentat la prima mână, cum se spune, toată această înțelepciune. Și de aceea cartea este atât de valoroasă. Pentru că cărți despre șamanism s-au scris foarte multe și se vor mai scrie. Însă cumva cunoașterea asta de primă mână, de la izvorul ăla direct, are foarte, foarte, foarte mare importanță. Și vorbind despre stări extinse de conștiință, că vorbeam mai devreme la început despre asta, pentru mine e foarte importantă distinția asta între stare alterată de conștiință, că sună cumva peiorativ așa, dar de fapt nu este o stare alterată de conștiință. Foarte mult vorbesc despre faptul că este o stare extinsă de conștiință în care, de fapt, oamenii devin hiperlucizi. Adică ca și cum de-abia atunci ar începe să vadă, să audă, să simtă cu adevărat. Cred că ăsta este principalul motiv pentru care aș recomanda cartea asta. Că autorul a avut experiență directă, îndelungată, cu toate lucrurile despre care scrie în carte. Michael Harner pomenește, spuneam puțin mai devreme, și de, pe lângă plante, și sunt pomenite apropo de experiența lui practică, dincolo de plante, vorbește și despre animalele de putere. Ce reprezintă aceste animale de putere din punct de vedere, hai să spunem, arhetipal? Ce înseamnă ele? Tot timpul când mă gândesc la animale de putere, mi-aduc aminte de un film care mie mi-a plăcut foarte mult și care aparent nu are nicio legătură cu șamanismul, dar de fapt are. Nu știu dacă ai văzut filmul Busola de Aur. Ai văzut filmul Busola de Aur? Sigur că da, sigur. Și nu Așa. odată, și nu odată, de mai Așa, multe ori. da. Exact, și eu la fel. Acel Diamond. Exact. Unde, de fapt, fiecare copil, atenție, fiecare copil care devenea adult, avea ca și însoțitor un animăluț, un daimon. Și cumva ființa aceea funcționa ca și ghid protector, ca și spirit protector. Și tot timpul când mă gândesc la animale de putere, îmi vine în minte toată ideea din filmul ăla și felul în care erau prezentate lucrurile, ca și cum în momentul în care suntem despărțiți de astfel de energii benefice din viața noastră, lucrurile nu merg prea bine.
Este ca și cum ceva din forța noastră vitală, ceva din energia noastră firească ar lipsi sau am pierdut-o din varie motive. Așa că pentru mine, animal de putere are foarte mare legătură cu ce se întâmpla acolo în film și cum copiii, oamenii erau în permanență însoțiți, ghidați, protejați de animale de putere, de daimon, cum îi spunea acolo. Dacă ar fi să facem referire la, și Michael Harner vorbește în carte, și la diferența aceasta dintre ritual și ceremonie sau ceremonial, și mă gândesc acum la ceremonialul focului, cât de importantă este în reconectarea, și până la urmă astea sunt mesajele pe care ni le transmit șamanii autentici, reconectarea, această simbioză cu natura, reconectarea cu natura și cu natura esenței noastre umane și divine. Cât de importante sunt cele patru elemente? Apă, aer, foc, pământ. Pentru că astea erau elementele cu care șamanii au lucrat din timpuri străvechi, ancestrale, imemoriale. Și mă gândesc, dau acest exemplu, ceremonialul focului, dacă mă refer la acest element cheie al patrulea element, focul. Păi, fără aceste patru elemente, este evident că nu putem vorbi despre o conectare sau o reconectare cu natura. Pentru că peste tot în natură le întâlnești, foc, aer, apă și așa mai departe. Ele sunt vitale și sunt parte centrală din munca asta de reconectare cu natura. Și cumva, încă o dată, întorcându-mă la prima întrebare, cred că șamanismul este o cale care ușor, ușor ne invită în mod natural și simplu, în același timp, dar nu simplist, către a ne aduce aminte care este modul sănătos de a trăi. Pentru că modul ăsta în care trăiesc majoritatea oamenilor moderni este profund nesănătos. Adică în orașe aglomerate, în blocuri de beton și așa mai departe. Ideile astea nu sunt noi, sunt de când lumea și pământul, dar sunt foarte adevărate. Cred Și că ăsta atunci este dacă modul mă conectez... de viață alterat, zic eu. Cred că ăsta este modul de viață Da, alterat. exact. Foarte important că ai spus asta, mă și gândeam acum la chestia asta cu ce înseamnă lumea a treia și ce nu înseamnă lumea a treia. De fapt, lumea originală este asta, lumea populațiilor puțin tehnologizate care au păstrat legătura cu această înțelepciune străveche și care, iată, încet, încet ne ghidează pe noi cei moderni într-o redescoperire a acestei căi. Iar ritualul sau abordarea asta ritualică este, în primul și în primul rând, un semn de respect. Ca și cum ai relaționa cu cineva, un element, să zicem, care poate fi personificat, este ca o ființă vie. Și felul în care relaționezi este încărcat de respect și de atenție și de sacru sau luminos, cum îi spune Jung. Adică mă pregătesc într-un anumit fel ca să intru în relație cu. Oare am răspuns la întrebare? Sigur. Dragii noștri, iată un subiect atât de frumos, șamanismul. Am vorbit astăzi pe marginea cărții Calea șamanului de Michael Harner, o carte publicată în colecția Șamanism, în traducerea lui Marian Stan, carte care face parte din campania online Arhetipuri, mituri, simboluri și ritualuri șamanice. A fost alături de noi Ana Maria Ștefănescu, Dream Teacher și terapeut transpersonal și îi mulțumim din suflet pentru informațiile prețioase, pentru informațiile utile. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. Numai bine!